semnul marilor acte politice pentru istorie s-a desfășurat în aceste zile, în capitala țării, cel de-al 13-lea congres al Partidului Comunist Român. Prin magistralul raport prezentat în fața reprezentanților comuniștilor din întreaga țară, la înaltul forum al partidului de tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin spiritul profund revoluționar de pilduitoare responsabilitate față de destinele patriei socialiste, prin orizonturile amplelor deveniri politice și social-economice ale țării, prefigurate în mobilizatoarele directive ale Congresului, acesta se va înscrie ca un eveniment de deosebită însemnătate în biografia eroică a Partidului nostru comunist. În sentimente de înălțătoare vibrație, în ampla adeziune a conștiințelor țării, pretutindeni pe cuprinsul României socialiste, și-a aflat o rezonanță încărcată de nobilă mândrie, unanima și istorică hotărâre a Congresului privind realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în suprema funcție de secretar general al partidului. Prin această opțiune fundamentală, delegații comuniștilor ai întregului popor român au dat expresie neclintitei voințe a partidului și a țării, prețuirii, devotamentului nemărginit față de marele fiu al partidului și poporului, purtător al unor inestimabile virtuți patriotice, revoluționare, comunist de luminoasă omenie, strategul clarvăzător al drumului spre progres al patriei socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Realegerea sa în înalta funcție de secretar general al partidului se constituie într-un veritabil simbol al voinței întregii noastre națiuni, într-un luminos argument al certitudinilor ei, într-o puternică garanție că viitorul patriei, viitorul ei comunist, va fi așa cum l-au visat mari înaintași, așa cum năzuiesc să le edifice minunații constructori ai României contemporane. Congresul al 13-lea al partidului, eveniment politic memorabil, forum politic al demnității unui popor care și-a aflat în Partidul Comunist un mare și cutezător conducător de nou destin. Construcția cărei vârstă de maturitate și strălucire și-a însemnat drept reper pentru memoria prezentului și a viitorinii, data desfășurării istoricului congres al 9-lea al partidului, când printr-o fericită opțiune politică, în fruntea partidului a fost ales să-i conducă destinul, să contureze păgașe noi și largi drumului spre lumină al patriei, un mare și încercat revoluționar, un înflăcărat patriot, un bărbat politic care prin opera și acțiunea sa constructivă și-a înscris numele în galeria marilor aleși ai istoriei din totdeauna a poporului nostru. În cele două decenii de când în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, de când cu o inegalabilă forță de convingere și polarizare în jurul marilor idei a tuturor energiilor naționale, acestea au fost canalizate spre înfăptuiri fără egal, România a parcurs un drum istoric de luminoase împlinit, fără precedent în multimilenara sa biografie. În răstimpul inaugurat de Congresul al 9-lea al Partidului, s-au instituit numeroase forme și modalități, consilii ale oamenilor muncii, congrese, conferințe, consfătuiri, un amplu și original sistem al democrației muncitorești revoluționare, care asigură participarea efectivă a tuturor celor ce muncesc la conducerea societății. Prin frontul democrației și unității socialiste, prin celelalte instituții și organisme larg democratice, forțele sociale ale țării, strâns unite prin aceleași idealuri și interese naționale, participă într-o deplină unitate în jurul partidului al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la discutarea, elaborarea și înfăptuirea deciziilor privind mersul înainte al țării, păurind astfel, în mod conștient, prezentul și viitorul patriei noastre. Toate aceste semnificative și mărețe realizări sunt indisolubil legate de faptul că, datorită Partidului Comunist, datorită gândirii și acțiunii revoluționare a celui mai iubit fiu al partidului și națiunii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, poporul a știut întotdeauna
care sunt căile optime ce pot duce spre înfăptuirea țelurilor alese. Iar aceasta a fost posibil datorită amplului dialog pe care l-a purtat în acești ani, într-un spirit de largă și autentică democrație, partidul, conducătorul său, cu țara întreagă, cu întreg popor. Prezența permanentă a secretarului general al partidului, președintele Republicii noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în rodnice vizite de lucru, în întreprinderi industriale, în unități agricole sau unități de cercetare științifică, pretutindeni unde s-a impus analiza și decizia competentă asupra drumurilor de urmat, participarea la momentele solemne ale inaugurării noilor șantiere de muncă și construcție, prin care s-au anticipat ferm noi pași spre progres ai țării, ca și la sărbătorirea momentelor de izbândă, de împlinire a muncii, sunt edificatoare pentru stilul nou de muncă, pentru dialogul viu și permanent al conducătorului partidului cu poporul și țara. Consultarea directă, la fața locului, cu oamenii muncii din toate sectoarele de activitate, îndrumările, orientările prețioase, stabilirea unor sarcini și obiective precise pentru ca ritmurile construcției să răspundă cerințelor dezvoltării, pentru ca energiile umane și mijloacele materiale create prin efortul național să fie superior valorificate, pentru ca faptele muncii să se înscrie tot mai hotărât în orizonturile eficienței și calității. Toate acestea datorate în cel mai înalt grad activității neobosite a tovarășului Nicolae Ceaușescu, se află la originea realizărilor importante cu care țara, poporul s-au prezentat ca într-un raport solemn al națiunii la Marele Forum Comunist. Din perspectiva unor asemenea realizări, România s-a putut afirma în mod prestigios în conștiința lumii, desfășurând și în perioada care a trecut de la cel de-al 12-lea congres al partidului, o vastă activitate internațională, purtând spre lume cu noblețe și clar viziune mesajul de pace și colaborare între popoare, promovând o politică profund rațională, constructivă, militând neobosit pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu toate țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu celelalte țări ale lumii. Prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președinte al Republicii, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu în numeroase țări ale lumii, acțiunile politice, contribuțiile de puternică rezonanță privind edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră, soluționarea marilor probleme cu care se confruntă umanitatea astăzi, inițiativele și acțiunile de răsunet destinate salvgardării păcii, înlăturării pericolului războiului și pentru aceasta trecerii la dezarmare, în primul rând la dezarmarea nucleară, au făcut ca glasul României, exprimat de cea mai autorizată voce a sa, să se bucure de înalt respect în întreaga lume, să fie întâmpinat pretutindeni cu prețuire și prietenie, ca glas al unei țări ce a înălțat rațiunea și spiritul constructiv pe treapta cea mai de sus. Aflăm explicația căldurii, prețuirii, dragostei cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, sunt întâmpinați pretutindeni în lume, ca și pretutindeni pe cuprinsul patriei noastre, de către oameni ai muncii, bărbați și femei, de către tineri și vârstnici. Și astfel, prin asemenea manifestări de dragoste și recunoștință, poporul nostru aduce omagiul său celui ce, prin marele exemplu al unei vieți de revoluționar patriot, prin luminoasele fapte ce se înscriu definitiv în memoria țării, acționează neobosit pentru fericirea și bunăstarea oamenilor patriei noastre, pentru progresul ei necontenit, pentru asigurarea liniștei și securității oamenilor de pe toate meridianele globului, pentru triumful rațiunii și al păcii. Asemenea sentimente au fost exprimate în mod unanim, cu aleasă vibrație a inimilor, cu înaltă responsabilitate comunistă și la Marele Forum al Partidului, Congresul al 13-lea, menit să înscrie o nouă pagină de istorie în eroica istorie a prezentului nostru socialist.
iar în această pagină se va grava cu litere de aur faptul că, prin voința unanimă a participanților la congres, dând expresie voinței și înflăcăratei dorințe a tuturor comuniștilor, a întregului popor, congresul a hotărât, în mod solemn, reinvestirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al partidului și poporului, în funcția supremă de secretar general al partidului. Avându-l pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în fruntea lor, partidul nostru, poporul nostru au certitudinea că, indiferent care vor fi întrebările pe care viața complexă a planetei le va ridica în fața lumii, România va găsi drumul drept spre progresul și propășirea sa. Urmând Partidul Comunist Român, pe secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducător înțelept și clar văzător, străbătând cu siguranță și încredere o nouă etapă a devenirilor sale socialiste, apropiind tot mai mult zorii evului de aur comunist, menit să așeze străvechiul pământ românesc într-o puternică și nouă lumină, prin muncă unită și demnă, poporul român este hotărât, așa cum reiese și din lucrările și hotărârile Congresului, să asigure o mereu mai puternică strălucire scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.